Cum vă numiți? Zaharescu Necoșor. Jaca Zaharescu Necoșor. Și studiem oaia, mielul, iedul, capra. Domne, deci iedul din cine provine? Din cine iese iedul? Din capră. Din capră, nu? Da. Cine o bulește pe capră? Țapul. Țapul? Îl dă la capră, nu? Da. Așa. Îi dă beregată? Cum beregată? Îi dă și beregată? Cum beregată. Deci țapul ăsta obulește pe oaie, pe capră, nu? Da. Și iese iedul. Da. Îi dă și beregată la capră? Cum beregată? Adică îi dă în gură? No. Spuneți. Nu îl dă, nu? Nu. Pe la spate. Pe la spate. Așa. Și oaia cu berbecul? Tot asta să mărlești. Ce este din oaie și din berbec? Miel. Miel? Miel. Miel, nu? Da. Deci din oaie și din berbec este mielul, nu? Da. Dă-te mai așa puțin să te vadă camera aici. Și tot așa, obulește berbecul pe oaie? Da. Nu? Da. Și ăsta îi dă beregată, nu? Păi nu știu dacă îi dă beregată. Păi dă-te mai așa ca să-ți aud aici. Da. Îi dă beregată mielu? Asta, berbecul la oaie? Cum beregată? Bre, deci berbecul bulește pe oaie, da? Da. Și iese mielul. Da. Îi dă beregată? Păi iese mielul pe cap, cu beregată, cu chicioare. Iese și cu beregată, nu? Da. Stai așa, unde te duci? Stai! Stai puțin că mai am două întrebări. Așa, din punct de vedere social administrat de consimțământul miel, da. De ce mielul este pășit de problema șină de tren? Da. De ce? Eu știu. Păi cine a poreclat mielul? Stai că...